Ce se întâmplă în creierul nostru atunci când ascultăm muzică clasică și în ce măsură piesele din repertoriul clasic sunt benefice activităților cerebrale? Experții neuroștiințe au demonstrat că lucrările lui Mozart sau ale compozitorilor de muzică barocă, Bach, Handel, Telemann sau Vivaldi, influențează în mod pozitiv procesele psihice precum atenția, memoria sau capacitatea de învățare. În plus, muzica clasică este un extraordinar instrument de terapie în tratarea multor afecțiuni psihice, dar și somatice. În lucrarea sa, Muzicofilia, reputatul medic și profesor de neurologie și psihiatrie Oliver Sacks a descris experiențele unor pacienți care cu ajutorul muzicoterapiei au reușit să amelioreze unele boli psihice grave, ba chiar să dezvolte anumite inclinații muzicale pentru un instrument în timpul tratamentelor. Efectul Mozart asupra activității cerebrale, fenomenul supermemoriei dobândit prin ascultarea muzicii baroce, terapia prin piese clasice în fa minor de Chopin, Schubert sau Beethoven sunt doar câteva dintre studiile efectuate de specialiștii neuroștiințe pe domeniul muzicoterapiei.